Din prima pentru Sorescu, centrarea lui Sorescu, Nistor, gol! Nistor! 3-2, minutul 82. Dinamo speră în continuare. Meci spectaculos aici la Ploiești. Dinamo nu renunță. Deși a evoluat modest în această seară, Dinamo speră până în ultima clipă că va putea să salveze măcar un punct din această deplasare complicată. Iată-l pe Sorescu, îl vede liber în centrul careului pe Nistor și acesta, la revenirea sa după acea accidentare suferită în amicalul împotriva Chindiei, Nistor reușește să marcheze și să relanseze partida. Vom avea un final de meci electrizant aici la Ploiești. Dinamo va fi nevoită să se deschidă, să riște totul pentru marcarea golului de 3-3 și să vedem dacă băieții lui Viorel Moldovan vor profita de